Autoritățile locale din Râmnicu-Sărat au invitat cetățenii la o dezbatere publică cu privire la destinația clădirii Gării Vechi din cartierul Angel Saligny. Clădirea, construită după proiectul ilustrului inginer Angel Saligny, situată în cartierul cu același nume, va fi inclusă într-un proiect de reabilitare cu fonduri europene. În prezent, se realizează studiile și documentațiile necesare accesării finanțării, ținând cont de poziția și structura imobilului, cât și a dezvoltării activităților cultural-educative din municipiul Râmnicu-Sărat, reprezentanții primăriei au propus realizarea unui centru de cultură, creație și inovație. În același timp, autoritățile au așteptat și opiniile râmnicenilor pentru a lua cele mai bune decizii. În timp ce unii dintre locuitori au optat pentru amenajarea unor cabinete medicale sau spații pentru cazarea bătrânilor fără adăpost, alții s-au gândit la realizarea unor grădinițe. M-a bucurat însă interesul pe care l-a stârnit acest demers al nostru. Sigur că am și sugerat cam cărei tip de activități s-ar preta. Au fost însă și râmnicieni care ne-au făcut fel de fel de propuneri să-l transformăm într-o clinică medicală sau măcar câteva cabinete medicale să facem acolo sau grădinițe sau, mă rog, și alte propuneri. Șeful administrației locale susține că cele mai multe propuneri ar fi legate de realizarea unui centru de educație și cultură. Cele mai numeroase sunt legate de partea culturală, să spunem, ceea ce, cum spuneam, se și pretează. Propunerea noastră a fost, sau sugestia noastră, mai bine zis, a fost să o transformăm într-un centru de educație, cultură și inovație pentru a putea cuprinde un spectru cât mai larg, ținând cont de structura clădirii care poate permite organizarea unor săli de conferințe, unor săli de expoziții. În prima ședință de lucru a Consiliului Local Municipal Râmnicu-Sărat se va lua decizia finală cu privire la destinația pe care o va primi clădirea Gării Vechi din cartierul Angel Saligny.